Au fost imagini apocaliptice în comuna Vințu de Jos. După o ploaie puternică, apa pârâului, care de obicei nu are mai mult de 20 de centimetri, s-a umflat și a ajuns la câțiva metri. A fost alimentată și de șuvoaiele scurse de pe versanți, care au antrenat bolovani, crengi și copaci. Tot puhoiul a pornit vertiginos la vale, a ajuns pe străzi și apoi în curțile oamenilor. Cele mai afectate au fost două din satele comunei, Valea Vințului și Vârpăr. Când am fost, am băgat mașina în curte, pe pod aici. A venit unda mare. Așa ceva n-am văzut. O vin pe drum, s-a intrat direct în grădină. Și în fântână mi-a intrat, la hidrofor, nu mai merge. Și mașina? Mașina a pus-o de-a latul, apa. La câteva ore după viitură, oamenii au ieșit cu micu mare să curețe străzile și curțile de nămol și de crengi. Aici e nămol. Bântâne devastat. Apă în casă. Noi avem o livadă nouă înființată aici din anul ăsta, pompe. Toate s-au distrus. S-a intervenit cu trei autospeciale, trei motopompe, pentru degajarea apei din structurile locuințele din localitatea Vârpăr. Au fost afectate un număr de aproximativ 6 gospodării. Acest localnic a reușit în ultimul moment să-și ducă la adăpost cai, dar nu pe toți. M-am dus să-i mut, că oros acolo a fost niponit, și când m-am dus, apa a vin la vale, dintr-o dată. Aia doi să vie încoace și când ori vin, eu luat apa. Doi cai. Și cu aia trei am fugit pe coastă la deal. În munții Apuseni, între localitățile Albac și Horea, drumul a fost acoperit cu aluviuni, iar în alte două localități a fost afectată rețeaua de alimentare cu energie electrică.